A venit și ora marii confruntări din seria cu numărul 6 în Liga a 3-a fotbalistică, acolo unde Fortuna Braz și Unirea Târlungeni s-au detașat în fruntea clasamentului la o distanță apreciabilă de poziția a 3-a. Numai una dintre cele două formații va lua drumul eșalonului secund, astfel că disputa directă care s-a consumat la lumina reflectoarelor de pe stadionul Astra din Ploiești, cu Fortuna în echipament alb în calitate de gazdă, a desemnat în mare măsură viitoarea promovată. În tur la Târlungeni, uniriștii câștigaseră cu 1-0, astfel că aveau și varianta unei înfrângeri la un gol diferență, cu condiția să înscrie cel puțin o dată. Acestea erau calculele hârtiei, pentru că, teoretic, cele două echipe aveau mari șanse să termine campionatul la egalitate de puncte. În meciul de la Ploiești, Târlungeniul a jucat fără presiune și, până în ultimul minut al prelungirilor, a reușit să-și păstreze poarta intactă. În acel moment, zeița Fortuna părea că este cu Fortuna, și asta pentru că centralul întâlnirii a acordat gazdelor un penalti, care, dacă ar fi fost transformat, avantaja prahovenii, care sunt superiori în ceea ce privește golaverajul. Nu a fost să fie, și asta pentru că Buhuș a trimis în bară, rezultatul final a fost 0-0, spre deziluzia antrenorului Eduard Iordănescu. Portarul avea un cartonaș galben pentru repetate retrageri de timp, trebuia să fie al doilea galben și eliminare. Acum, ce putem să spunem? Că s-a pierdut o promovare din cauza arbitrajului? Putem să spunem și asta. Chiar dacă rămâne pe 2 în clasament, la 3 puncte în urma celor din Brazi, Unirea Târlungeni are 2 jocuri în minus și, dacă totul decurge normal, va trece fără probleme în fruntea clasamentului. A fost un meci greu, pentru că Fortuna este o echipă puternică, este o echipă care are o forță ofensivă deosebită. Știam acest lucru și am încercat să le închidem culoarele. Am avut și șansă, pentru că au avut ocazii mai multe și mai clare decât noi, dar băieții aceștia meritau acest rezultat, băieții aceștia, vă spun că sunt niște caractere deosebite, au muncit foarte mult ca să ajungă aici, deocamdată nu suntem promovați, avem categoric prima șansă, ne-am pus în postura de favorită pentru promovare, dar așa îmi propun și așa impun și echipei să sărbătorim doar după ce mi-ajută Dumnezeu să câștigăm această promovare. Eroul meciului a fost Florin Iacob, portarul în vârstă de 20 de ani, reușind numeroase intervenții de excepție, iar bara porții a fost aliat fidel în 3 rânduri, inclusiv la penalti. Florin este portarul lui FC Brașov, este un portar foarte, foarte bun și părerea mea personală este că în scurt timp va ajunge unul dintre cei mai buni portari din țară. Cel puțin la vârsta lui, eu vă zic sincer că n-am văzut un portar care să se apropie măcar de Florin ca și valoare. Târlungeniul trebuie să fie ieșit deja din euforia rezultatului de la Ploiești, și asta pentru că are nevoie neapărat de victorie în fața propriilor suporteri, în compania celor de la FC Zagon. Cu Zagon avem vinerea viitoare. Dacă vă aduceți aminte, parcursul nostru din tur a fost relativ, de fapt nu relativ, a fost identic cu cel de acum. Am avut victorii pe linie până după meciul cu Fortuna. Am avut meci la Zagon și am pierdut primele puncte la echipa din Zagon. Eu cunosc foarte bine echipa din Zagon, știu foarte bine că pot pune probleme. Sper din tot sufletul să reușim să ne impunem, pentru că, încă o dată vă spun, este cel mai dificil meci care ne așteaptă, fiind primul și fiind după această euforie dată de rezultatul cu Brazi. Pentru a obține mult râvnita promovare în Liga a 2-a, Unirea Târlungeni are nevoie de minim 9 puncte în următoarele 4 jocuri.